Centrul de zi a micii a găzduit astăzi evenimentul Iubește Românește în versuri, în care 40 de copii alături de educatorii lor au sărbătorit dragobetele prin poezie. Într-un spațiu plin de culoare și bună dispoziție, micuții au recitat rând pe rând versuri scrise de mari poeți români. Atunci și iubirea există și moartea există în ea, îmi place mai mult când ești tristă, tristețea de partea ta. Genunchii mi plec pe podel, cu capul mă sprijin de cer, tu ești în puterile mele, deși în închizicii te cer. Cu ocazia zilei de 24 februarie, dragobetele, iubirea la români, copiii noștri au ales să exprime iubirea în versuri, în versuri din poezia poeților români. Copiii care participă sunt din căsuțele noastre, sunt de la asistenți maternali, profesioniști și din centru de zi. Cele mai frumoase versuri vor fi postate pe Facebook. În acest an din juriu a făcut parte câștigătorul ediției de anul trecut, Andrei Ciucă. Cum te simți acum în calitate de membru al juraților? Mă simt bine. Să fii sever? Nu. În jurizarea acestor poezii? Nu o să fiu, deoarece... am și prieteni și nu vreau să se supere pentru notele pe care o să le dau. Anul trecut am interpretat o poezie de Nicolae Labiș în care era vorba despre iubire. A fost greu să o înveți? A fost foarte ușor. La finalul evenimentului, câștigătorul concursului a fost desemnat Alexandru Onică de la casele de tip familial Sfântul Valentin, care a interpretat poezia Totuși iubirea de Adrian Păunescu. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, instituție care a organizat această manifestare, este nominalizată la Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială. Cei care apreciază activitatea acestei instituții pot vota online pe site-ul pol.cnsr.ro la categoria Premiul Instituția Anului până pe 25 februarie.